Odată cu apariția tehnologiilor moderne, a dezvoltării societății informaționale, bibliotecile și-au reorientat și actualizat rolul, dar și funcțiile. Acestea au devenit un mediu de comunicare multidisciplinar, complex, deschis oricăror nevoi informaționale ale comunităților. Mai nou, la bibliotecă, pe lângă o carte bună pe care o puteți citi, aveți posibilitatea să beneficiați de servicii noi de sănătate, de instruire în afaceri, de ce nu de studierea unei limbi străine. Despre campania Ne vedem la bibliotecă, dar și serviciile noi implementate în cadrul Bibliotecii Publice Raionale din Strășeni, discutăm la telefon cu doamna Nadejda Pădure, directoarea acestei instituții de cultură. Cum se desfășoară această campanie în cadrul Bibliotecii Publice Raionale Strășeni? Perioadă foarte activă în biblioteca noastră, ne-am implicat în toate etapele campaniei din primăvară până acum în toamnă, am organizat diferite activități, am învățat niște lucruri noi să le organizăm. Am făcut niște activități mai noi pentru biblioteca noastră. Într-un cuvânt, a fost o perioadă destul de fierbinte. V-a adus noi utilizatori sau mai mulți utilizatori bibliotecii această campanie? Care a fost impactul? De fapt, ambele etape ale campaniei Ne vedem la bibliotecă au adus utilizatori noi bibliotecii, ne-au promovat în comunitate, ne-am făcut o altă imagine în comunitate și, bineînțeles, am implementat servicii interesante și utile comunității. Astăzi biblioteca putem să afirmăm că este multifuncțională, pe lângă cărțile pe care putem să le citim și să le răsfoim la bibliotecă. Aceasta mai oferă și diverse servicii. Vreau să vă întreb de serviciile prestate anume de biblioteca dumneavoastră și să ne vorbiți un pic despre serviciile din domeniul sănătății. Am implementat mai multe servicii, dar serviciul de sănătate și în special cel care se intitulează Împreună luptăm împotriva cancerului la sân și col uterin, a fost un serviciu cel mai de impact în biblioteca noastră, dar și în alte 8 biblioteci în care am implementat pe parcursul anului acest serviciu. Acum suntem la etapa replicării acestui serviciu. Acest serviciu se va implementa deja și în alte 14 biblioteci din raionul Strășeni și în câteva biblioteci din raionul Călăraș și raionul Nisporeni. Dacă am spune așa, în cifre, aproximativ 3.000 de femei au fost sensibilizate prin acest serviciu. Când vorbim de serviciu de sănătate la bibliotecă, nu înseamnă că bibliotecarii încep a învăța pe oameni, în cazul nostru femeile, cum să se trateze. Noi doar informăm și informația noastră ține de profilaxia și depistarea timpurie a acestor maladii grave, iar depistarea timpurie ține de fapt de cunoștințele pe care le dețin femeile, care sunt esențiale. Câți beneficiari ai acestui serviciu aveți și dacă în urma implementării acestui serviciu în cadrul bibliotecii deci cunoașteți dacă beneficiarii și-au îmbunătățit sănătatea după aceste informații? Pentru că vorbim despre niște maladii foarte grave, trebuie să menționez și să mulțumesc medicilor care s-au implicat, pentru că aceste servicii le prestăm împreună cu doctorii. Au fost depistate câteva femei care și-au găsit probleme de sănătate, anume la acest compartiment, vorba de cancer, și au mers să facă tratamentul la Institutul Oncologice. Campania Ne vedem la bibliotecă continuă. Ce activități urmează a fi organizate în cadrul Bibliotecii Publice din Strășeni? Suntem pe cale de a implementa o nouă inițiativă care ține de lupta împotriva violenței din societate. Vom avea mai multe activități anume în acest context. Avem un club de biblioterapie unde se adună tinerii și discută problemele cu care se confruntă, iar prin intermediul cărților încearcă să găsească niște soluții pentru problemele lor. Mai sunt niște servicii în care vorbim despre apă, despre cum trebuie să fie consumată, cum trebuie să avem grijă de ea. Sunt și niște servicii pentru copii care țin de povești, de oră de poveste, demonstrarea desenelor animate, un club de engleză. Nadejda Pădure, directoarea Bibliotecii Publice Raionale din Strășeni. Partenerii acestor servicii implementate în cadrul bibliotecilor sunt medici, profesori, juriști, dar și cei care se ocupă de voluntariat. Colaborează cu bibliotecile și Asociația Onoarea și Drepturile Femeii Contemporane, președinta căreia este Olga Patlati. Să aflăm mai multe detalii despre acest parteneriat cu bibliotecile. Cum a apărut colaborarea cu bibliotecile, acest parteneriat și cu ce
biblioteci colaborați? Colaborarea cu bibliotecilor durează de mulți ani. Organizația noastră are un parteneriat de mai bine de 20 de ani. Activăm în parteneriat cu 8 biblioteci la moment, cele care sunt implicate în proiectul Oportunități și Perspective pentru Tineri și Femei. Sunt niște biblioteci partenere deosebit de activ și deosebit de fidele. Ce presupune, de fapt, acest parteneriat? Știu că în cadrul bibliotecilor desfășurați anumite instruiri. Dacă vorbim despre parteneriatul creat, el s-a creat în dependență de problema care exista în comunitate, pentru că cu toții cunoaștem faptul că oamenii din Republica Moldova pleacă masiv din țară. Noi, în parteneriat, am reușit deja să oferim o oportunitate de angajare în câmpul muncii, în primul rând, pentru tineri și femei din regionala Centrul Nord, cei care locuiesc în localitățile nominalizate anterior. În rezultatul activității în parteneriat cu bibliotecile nominalizate, am reușit să oferim instruiri în domeniul angajării în câmpul muncii, după care avem și rezultate foarte frumoase. Noi avem angajați în câmpul muncii 64 tineri și femei, cei care sunt angajați social, pachetul social în regulă. Respectiv, am oferit instruiri în domeniul antreprenoriatului pentru 120 tineri și femei, cei care reușesc mai bine în afacerea lor proprii, deci aceasta este o autoangajare. Avem și aici istorii de succes unde persoanele care au beneficiat de cursul de instruire în domeniul managementului au reușit ca să angajeze în câmpul muncii tineri și femei care sunt beneficiarii grupului țintă sau care sunt beneficiarii, mai bine zis, am proiectului nostru, Oportunități și Perspective pentru Tineri și Femei. Biblioteca este un centru comunitar, este inima comunității, acolo unde se adună oamenii din localitate și acolo unde au posibilitatea și oportunitatea să facă un schimb de opinie, să afle o informație, să întrețină o legătură cu cei plecați de lângă ei și respectiv să întrețină o legătură și cu alți parteneri, să zic, cu alte persoane ca să reușească mai bine în activitatea lor. Sunt persoane care s-au angajat în urma acestui serviciu. Exact. Prin aceasta se evidențiază istoriile de succes și respectiv impactul acestui proiect și a parteneriatului cu bibliotecile, impactul asupra întregii societăți, pentru că în rezultat avem persoane angajate, avem persoane care reușesc mai bine în afacerea proprie, se dezvoltă parteneriatul și între antreprenori și antreprenoare și, respectiv, în colaborare cu bibliotecile, succesul este mai frumos. Olga Patlati, președinta Asociației Onoarea și Drepturile Femeii Contemporane, asociație care colaborează atât de frumos cu bibliotecile raionale. Ținem să menționăm că aceste parteneriate sunt create în cadrul campaniei Ne vedem la bibliotecă, o campanie de promovare a bibliotecilor lansată de programul Novateca. Iubirea schimbă tot, precum și viața noastră se schimbă atunci când citim și răsfoim mai multe cărți, dar până una alta, iubirea schimbă viața noastră, iubirea cântată de Andra.